Sportivele de la CSM Craiova și-au confirmat valoarea și la Balcaniada din Bosnia, care s-a desfășurat în capitala țării Sarajevo. În întrecerea cadetelor, Roxana Capezan a cucerit aurul și dreptul de a participa la campionatul european, unde va lupta pentru podium. La aceeași categorie de vârstă, Ana Maria Cristocea a cucerit bronzul. În întrecerea juniorelor, o comportare excelentă a avut Rebecca Barăga, sportiva craioveană reușind să cucerească aurul. În perioada următoare avem campionatul național de senioare, Superliga de senioare, la București, 28 la sfârșitul lunii, 28-30, unde Craiova, prin clubul municipal, se clasează în primele trei echipe la fete și clubul sportiv Universitatea, de asemenea, la băieți. Datorită acestor rezultate bune, Federația Română de Lupte vrea să înființeze la Craiova un centru olimpic de lupte greco-romane. Să dezvoltăm și secția de lupte greco-romane aici, care pe vremea lui Nea Ilie Marinescu, deci luptele greco-romane erau renumite aici în zona Olteniei. Deci federația este interesată de dezvoltarea acestui sport și la fete și la băieți, cu toți sportivii de valoare de aici din Craiova. După naționalele de la finele acestei luni, sportivele de la CSM Craiova vor participa în perioada 11-18 noiembrie la campionatele mondiale Under-23, care se vor desfășura la București.